păcate, fotografia respectivă. Nu trebuie să neglijăm totuși, noi ne suntem adânc ancorat în real. Nu trebuie să neglijăm simbolistica, metaforile. Nu e nevoie să facem asta. Funcționează chiar. Am descris un text despre bătrânii singuri acasă. Și am scris asta pe poză cu un bătrân. Singur, acasă. Iar fotoreporterul a venit cu o idee absolut genială. A găsit o fotografie pe internet, nu a făcut-o. Cu un câmp de lalele galben și în mijloc erau lalele roșii. Absolut incredibil. Frumos, un text frumos. Deci, eu știu care nu mai e așa deprimant ca și m-a fi dat o bătrânică singură care stătea. Încercăm să fim un pic veseli. Încercăm să fotografiem altceva. Gândiți-vă, eu știu, la incendiile alea de la americani, când le-au bombardat sede de FBI din Oklahoma. O fotografie despre un incendiu nu trebuie să fie neapărat un incendiu. În zilele americane au publicat incendiu, Kansas Star a publicat fotografia asta. Cu un pompier care se uita la un copil scos din acel incendiu. A luat toate premiile din acel an pentru fotojurnalist. Nu, nici nu se vede că incendiu, nu se vede absolut nimic. Aici intervine flerul fotoreporterului. Inspirația, cum vreți. El se uită și vede în fotografii de ziar. Mai mult decât atât. Vede în fotografii pe înalt, pe lat, pătrate, în funcție de cum deschidem. Noi deschidem, avem deschidere așa, fotografia e pe lat. Avem deschiderea mai îngustă, fotografia e pe înalt. Deci poate să fac o fotografie excepțională, așa, nu pot să vă zic unde și-o bagă, dacă eu am altfel deschide. Ei, în...